Smiley și Cabron. Cine îi salvează pe eroi? Dimineața Blană cu Veve și Coțofan. Piesa e făcută de o jumătate de an și cumva nu m-am gândit niciodată că o voi lansa într-o perioadă de genul ăsta, într-o perioadă atât de grea. Piesa asta vorbește pentru fiecare dintre noi foarte sincer, știi? Pentru că în momentul în care am făcut-o, eu m-am gândit că fiecare dintre noi a trecut prin cele două situații. Să fie rău pentru cineva sau cineva să fie rău pentru tine, știi? Uh-huh. Când m-am referit la eroi, nu m-am gândit nici la supereroi, nu m-am gândit nici la niște oameni cu abilități speciale. M-am gândit la oamenii, la noi toți, ăștia care suntem. Și care, la rândul nostru, putem să devenim eroi pentru oamenii de lângă noi sau pentru o masă mai mare de oameni. Știi? Și le va deschide ochii și sufletul și se vor gândi că în momentele astea chiar putem să fim eroi nefăcând mare lucru. Doar stând liniștiți acasă și având grijă de noi și de oamenii din jurul nostru. Smiley și Cabron. Cine îi salvează pe eroi? Când erau mici îi salvau mama și cu tata, cu gândul că vor crește mari și o să se întoarcă roata. Le-au dat și lor superputeri, sunt mai puternici ca ei. Acum sunt pregătiți să schimbe lumea. Gata, curajul e de partea lor. Și-a venit timpul să ne arate că pot, că vor să zboare pe deasupra tuturor. Dar au uitat că și eroi mor. Cine-i salvează pe eroi când rămân fără puteri și devin la fel ca noi și merg și ei pe jos că nu mai pot zbura? Cine-i salvează pe eroi când nu mai ai ce să le ceri, că nu mai au de unde da? Atunci când frica ne cuprinde și nu ne mai salvează decât dragostea. Cu aplauze, cu tot ce trebuie. Foarte tare. Bravo, Smiley! Ai făcut piesa asta de acasă, deși tu aveai de 6 luni și zic că sigur a trișat și s-a dus până la studio, a ieșit, s-a dus, s-a înregistrat cu băieți. Eu am înregistrat vocile aici cu băieții în timpul celor 2 săptămâni de autoizolare, iar Cabron a tras la el în bucătărie. Pe bune? Da, serios. Da, am mixat-o aici pe căști, ce să facem? Am făcut ce am putut. Asta presupune, ca oamenii să înțeleagă, asta presupune niște aranjamente improvizate. Adică, tragi în bucătărie, dar pui pe lângă microfon o perdea, niște perne, da. Îți pui în cap o pătură, adică nu vă gândiți că era în bucătărie și avea și șorțul și mai și gătea ceva în timpul ăsta. Noi ne descurcăm și la greu, știi? Asta e foarte important. Noi ne descurcăm, noi am trecut ca și neam prin timpuri foarte, foarte grele. Și vom trece cu bine și peste situația asta dacă ne aducem aminte cine suntem, care e puterea noastră și ne aducem aminte că suntem un neam ales. Noi suntem obișnuiți cu greu, deci vom trece mult mai ușor decât alții peste ce se întâmplă acum. Iar mesajul că trebuie să fim oameni pentru oameni și printre oameni este super tare. Răzvan Gabriel spune: felicitări, omule. De asemenea, te pupă oamenii din Portugalia. Andreea Mihaela spune că era tare dor de tine și de zâmbetul tău și bună, om deosebit. Vă pup pe toți și sper ca piesa asta să vă fie de ajutor. Bucurați-vă de ea și să vă fie de ajutor. De-aia am și lansat-o. Ăsta e scopul ei, nimic altceva. Eu, când am ascultat piesa asta și am crezut că este făcută zilele astea pentru perioada prin care trecem, m-am gândit direct la medici, m-am gândit direct la polițiști, m-am gândit direct la șoferii de camion, de tiruri, m-am gândit la toți cei care sunt în prima linie în lupta asta. Exact. Cu boala și în prima linie în lupta de supraviețuire pentru noi, pentru cei sănătoși. Exact, eu m-am gândit inclusiv la gunoieri, m-am gândit la vânzătorii de la supermarket, m-am gândit la curieri, la bucătari care sunt acum în restaurante și prepară mâncare pentru oameni. Sunt la toată lumea care în momentul de față e nevoită să fie în prima linie și să ne ajute pe noi să păstrăm societatea asta cu care suntem obișnuiți și să mai funcționăm. Adică eu am lansat piesa asta cu gândul la ei.
m-am gândit că oamenii o să aibă nevoie de curaj, o să aibă nevoie de un îndemn. Dimineața Blană cu Veve și Coțofană.